v-am găsit! Sunt Cristi Dorombac și vă prezint știrile publica.md. Ziua Limbii Române este marcată astăzi în toate localitățile din țară. Manifestările vor începe la ora 10 cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și la busturile scriitorilor de pe Alea Clasicilor. Apoi, în grădina publică din centrul capitalei, va fi adus un omagiu limbii române prin recitaluri de muzică și poezie. Mii de moldoveni care s-au bucurat de ultimele zile de vară la odihnă peste hotarele țării au revenit acasă. Ei spun că mini-vacanța de 5 zile oferită de autorități cu ocazia sărbătorilor naționale a fost binevenită. După ce s-au odihnit pe plajele însorite din Bulgaria și România, moldovenii au pornit spre casă pentru că pe 1 septembrie merg la muncă, iar copiilor la școală. Elevii și profesorii din 12 școli din țară vor beneficia de computere noi oferite de o provincie din Coreea de Sud. Donația a avut loc în cadrul unui memorandum de colaborare a Ministerului Educației cu autoritățile coreene. În total, în următorii 2 ani, în școlile din țara noastră vor fi aduse 450 de computere în cadrul acestui program. Moldova intră în febra electorală pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie. De astăzi, grupurile de inițiativă care vor colecta semnături pentru susținerea candidaților pot depune actele pentru înregistrare la CEC. Autoritatea electorală va examina documentele în decurs de 3 zile din momentul depunerii. Grupurile de inițiativă care se pot înregistra la CEC până în data de 9 septembrie vor fi formate din cel mult 100 de cetățeni moldoveni cu drept de vot. Membrii grupului vor avea un conducător și vor putea colecta semnături doar pentru un singur candidat. Uzbekistanul nu își va sărbători astăzi cea de-a 25-a aniversare de la proclamarea independenței și asta pentru că președintele țării, Islam Karimov, s-ar afla pe patul de moarte. Anunțul că președintele Karimov ar fi grav bolnav a fost făcut de fiica sa acum câteva zile pe rețelele de socializare, însă deocamdată informația nu a fost confirmată oficial. Totuși, clasa politică din Uzbekistan este alertată de faptul că acesta nu și-a desemnat încă un succesor la președinție. Internetul a ajuns și pe lună. Cercetătorii de la NASA și cei de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts au reușit să creeze un canal de internet care unește sateliții de pe lună cu telescoapele de pe Pământ. Pe lună, canalul are o viteză de 600 de megabits pe secundă, de 20 de ori mai mare decât viteza internetului în Moldova. În direcție inversă, însă viteza lui este de 30 de ori mai mică. Dacă ați fost martor unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imagine în secțiunea știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând.